Salvează o viață, crede-mă, este un sentiment de nedescris. Așa simțim noi ori de câte ori reușim să vindecăm o pasăre. Salvarea animalelor rănite este însă un proces complex. Acest codac tânăr a fost găsit de angajații Parcului Național Retezat. A ajuns la noi slăbit. Fără munca depusă de centrul nostru, ar fi avut puține șanse la viață. Problema este că în lipsa unor subvenții de la stat și fără donațiile și sponsorizările venite din partea persoanelor fizice și a firmelor, nu am putea să asigurăm îngrijirea medicală și hrana necesară pentru el și celorlalte păsări rănite. Codacul a stat 3 săptămâni în recuperare în centrul nostru din Târgu Mureș, sub supravegherea atentă a medicilor de la Vets for Wild, iar mai apoi a fost îngrijit în centrul din Sfânt Simion. Odată complet reabilitat, a putut să se întoarcă în natură. De multe ori, recuperarea poate dura luni de zile, iar noi putem asigura spațiul și îngrijirea necesară doar cu ajutorul vostru. Datorită rețelei naționale, ajung la noi anual mai mult de 200 de animale sălbatice, centrul nostru îngrijind nu numai păsări, ci și mamifere și reptile. Alătură-te nouă ca donator, să acționăm împreună pentru natură.